Laura Vas ne va arăta în direct toată garderoba ei. După ce vom vedea rochiile de mii de euro cu care cântăreața urcă pe scenă, Laura Vas ne va cânta melodia cu care a dat lovitura și care este cerută la toate nunțile și botezurile la care întreține atmosfera. Ne va arăta ținutele pe care le poartă la nunțile și botezurile la care cântă. Colega mea Ramona este acum împreună cu Laura Vas. Bună, Ramona! Bună, fetelor! Hei! Eu sunt în atelierul Soniei Trifan. Mă bucur tare mult că am reușit să o am aici pe Sonia, care lucrează la o nouă colecție. Și în premieră, în exclusivitate, doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră intră Laura Vas! Wow! E, ce spuneți? Așa ținută mai rar, da? Foarte frumoasă! Laura, cum te simți în rochia nouă? Mă simt splendid, îți spun sincer. Și nu e prima oară care eu îmbrac rochiile Soniei. Mai mereu ea are grijă de ținutele mele, astea mai speciale, pentru ocazii speciale. Dar asta e chiar minunată, e prima oară care mă îmbrac în nuanța asta foarte strălucitoare. Cred că se vede, nu știu, îmi scoate formele... La fix. La fix ți le scoate, dar tu ai mai slăbit, mi se pare mie, sau ai slăbit așa un pic? Să știi că încerc să mă mențin cât pot eu, dar rochia, să știi că rochia are un merit deosebit. Serios. Sonia, se poartă paietele? Se poartă paietele. Vreau și eu să le pup pe fete și pe invitații din platou. Te pupăm, Sonia! Și eu vă pup cu mare drag și mă bucur din nou că sunt alături de voi. Și mă bucur că o am pe Laura astăzi aici, având în vedere că eu am o colaborare foarte frumoasă cu ea și este una dintre artistele mele preferate. Eu vă tot arăt. Îți mulțumesc din suflet că vorbești atât de frumos, dar să nu ezităm, da? Să salutăm și noi toți prietenii noștri de la Pro TV. Da? Vă pup și mă simt onorată să mă aflu în legătură directă cu voi și cu tot publicul de acasă. Dragă de Laura, de la Sonia, unde... Da, da! Dragă Laura, vrem să vedem mai multe hăinuțele tale, preferințele tale. Cum să nu? Să ne arăți da, cea mai draga ieftine, mea, cea Vica, mai scumpă piesă din garderoba ta. Ți-am recunoscut accentul! Eu nu te văd, dar ți-am recunoscut accentul, suntem moldovenci amândouă. Eu sunt lituanianca, draga mea. Haideți că mergem ușor. Vorba vine, accentul. Mergem ușor și vă arătăm aici câteva rochii pe care ni le-a adus da. Laura. Da. Uite, și eu obișnuiesc să mă îmbrac dantelat, cu așa. Voaluri. Foarte cu... frumoasă. Dar da. Cât a costat rochia asta? Măi, nu mai știu, câteva milioane... Milioane vechi sau milioane noi? Scumpe, sunt... milioane vechi, bineînțeles că vechi. Să nu exagerăm. Cum să spun, mie îmi place să mă îmbrac, îmi plac hanele, uite, port foarte larg sau... Pentru că eu le combin și astea de zi și astea de seară. Doar atunci, în momente foarte speciale, apelez la Sonia, la o, așa, o ținută. Dar ținutele mele, Vica, de obicei sunt... Casual. Casual, de zi, așa, pentru că noi cântăm și ziua la nunt, știi cum e, la mireasă, la generic acasă. Vreau să văd ce trebuie să fim foarte... Acum, spun sincer, am adus doar câteva, îți dai seama? Să știi că albul și negru, care știm că nu sunt culori, rămân culorile... de bază sau știu eu, preponderent în garderoba mea. Dar să știi că mai îndrăznesc și cu un fistic și cu un roz. Nu mă dau la o parte că am încredere în aspectul meu. Spune-ne, dar, Laura, te rog frumos, cam câți bani cheltui pe haine într-o lună? Nu știu dacă pot să spun o sumă, dar să știi că cam toți banii mei dau pe haine și pe îngrijirea mea, îți spun sincer.
Pe farduri, pe creme, pe... Păi cât? 1000, 2000? Toți banii care îi câștig, îți spun sincer. Are ce arunci pe haine câștigi, toți banii. Spune-le. Da, pentru că știi cum e... ca și artist trebuie să arăți într-un fel și... Eu așa am învățat să-mi respect foarte bine meseria și publicul în același timp. Și știu că trebuie să arăt foarte bine de fiecare dată când iau contact cu ei. Draga mea, cât e și o pasiune pentru mine, e hobby, mie îmi place să mă îmbrac, îmi place să mă uit mult în oglindă, Sonia știe cum e și tu știi foarte bine, așa suntem noi femeile. Dar tu mai mult cumperi hainele de afară sau din țară, Laura? De oriunde, de peste tot, oriunde găsesc un magazin, este imposibil să nu intru. Spune-le care... și fetelor ca să știe câte dulapuri cu haine ai tu acasă. Și care este cea mai scumpă rochie? Păi, cât a costat cea mai scumpă rochie ta? Cea mai scumpă, oricum nu e aici, e acasă. Așa că avem mai multe case. Dar cât ai dat pe ea să... în bani? Nu mai știu, câteva zeci de milioane vechi. Nu exagerez în prețurile. Adică 40, 50, 60? Cam așa, cam așa ceva, da. Dar cu ce? Nu exagerez cu cristale, pentru că cu paete, le cu schimb ce? Și mă plictisesc. Da, ce? Cu câteva cristale. Câteva. Să sclipească, ea trebuie să fie toată... Îmi place să strălucesc vii ca pe scenă. Da, da. Dacă să mai... foarte mulți bani pe lună pentru rochii și pentru scena, tu ce faci cu rochiile apoi? Le dai sau le schimbi? Ce faci? Să știi că majoritatea le păstrez. La un moment dat, știi cum e, te atașezi de una sau de alta, dar le mai dau. Să știi că am dat multe din hainele mele, le dau la... nepoți, la verișori, că am cui să-i dau. Dragă și chiar Laura și Vas. Prieteni, vecini. Nadine sunt. Draga mea. Da, Nadine, te pup, creolina mea. Eu sunt creolina ta. Dacă tot ai multe rochi și dacă mie tot îmi place să mă provoc singură, te rog frumos, trimite-mi și mie o roche la platou, pentru că vreau și eu să prezint emisiunea, măcar o bună bucată cu din ea. Cu cea mai mare plăcere. Acum că am învățat cu cea mai din mare trecut, plăcere. Ascultă-mă, te rog să nu fie de dimensiunea unui maieu, că mi-am luat-o odată așa. Și dacă se poate să fie o rochie care să mă încapă pe peste tot. Am și o vârstă și de... Mâna din... Eu deja mă simt flatată de tine. Dacă tu vrei o rochie de la mine, înseamnă că te simți în măsurile mele. Adică simt că îmi faci niște complimente, pentru care eu sunt modestă și... Laura, acum Sonia poate să confirme. Nu arăt eu ca tine. Tare mult. Îți mulțumesc și eu din suflet. Dacă o să-ți vină vreo rochie de-a mea, cu cea mai mare plăcere ți-o ofer. Ei, eu vreau să le mai spui, pentru că tu ai mai multe case, una în București. Da, mai am casa părintească de la Vaslui, unde stau părinții mei, și casa din București, unde locuiesc. Și acolo ce ți-a rămas? Mi-au rămas multe haine, multe din ce nu mai port și nu mai am nevoie, periodic le trimit acasă. Cum combini tu hainele? De la cine ai învățat? Să știi că asta le-am învățat în timp, dar o să spun sincer, să știi că mama mea are un gust deosebit, așa. Nativ. Nativ, da, și spre Orient, așa, spre oriental, turbane. Laura, dacă ar fi să numeri, cam câte rochii la număr ai? Ai 100, 2... Cam câte rochii ai în garderoba ta? Eu, de exemplu, am 6. Măi, nu mă știu. Așa, aproximativ, nu știu. Păi, măi, nu știu, să zic că am vreo 30 de rochii, cel puțin acum care le port eu. Aha. De sezonul ăsta, pentru vara asta ce am purtat, m-am bazat cam pe 30 de rochii. Nu știu să spun exact, sincer. Eu vreau să vă mai spun doar atât că se poartă în această toamnă inclusiv dantela, iar în spatele nostru avem un manechin viu. Exact. Miss Buzău, mai exact. Adică, wow. Vedeți, da? Frumoasă dantela, frumoasă și fata. Foarte frumoasă. Iar Miss Buzău.
Iar eu oasă de pică. Ramona, iar eu o las pe Laura să vă cânte buzele. Exact. Tale. Bine, bine. De abia așteptam. Da, nu puteam să nu închidem și cu puțină cântare din partea mea pentru voi și pentru toți fanii lui Laura Vas și nu numai, pentru că Laura Vas trebuie să cucerească cât mai multă lume. Și începem așa. Buzele tale, două petale, când le sărut, mă topesc pe picioare, mi-ai pus în suflet, doare cu un zâmbet, dragoste mare și nemuritoare. Bravo, mulțumim, Laura! Ca două petale, când le sărut, mă topesc pe picioare, mi-ai pus în suflet, doar cu un zâmbet, dragoste mare și nemuritoare. Asta e. Bravo, Laura, mulțumim! Mulțumim tare mult! Asta mulțumesc este piesa eu, care i-a plăcut mult. Și lui Cristi. Mulțumim frumos, Laura. Dacă n-ai văzut că recunoscut după nume, exact. Imediat. Și asta este piesa care sigur i-a plăcut și lui Cristi și tare mult mi-ar plăcea Cristi să aibă ocazia să o vadă live și să o asculte.